uităm. Ce spune geaca despre tine? La voi în casă. Bă, a venit frigul, zăpada. Și după aia ne uităm la drink, după asta ne uităm la drink. Toată lumea echiparea cu jet și bocanci, că nu mai merg retarderii pe vremea asta. Retarderii. Bă, am văzut că au fost câțiva care s-au ofensat după clipul ăla cu fesuri. Probabil aceiași oameni care se ofensează și când fac outfit roast-uri. Și majoritatea ăstora de mi-au dat mesaj să-și bage în mine erau oameni în toată firea, că am intrat puțin la ei pe profil. Bă, am realizat că în ziua de azi mai inteligenți sunt copiii, bă, băiatul. Am văzut că a fost postat buletinul lui Dorian, dar nu numai lui Dorian, al lui Rav a fost postat. Al până, mă, și la băiatul ăla, mă, frate, cum dracul cheamă pe ăla de pe TikTok, mă, omule, mă? Care toată lumea zicea rest in peace, mă. Cum îl cheamă, frate? Raul Enciu, așa. Raul Enciu. Ei înțeleg ironia. Mesaj pentru oamenii care au prins mouse-ul cu bilă. Chill out. Așa, data trecută am avut ce spune fesul, curând o să rămân fără idei de articole vestimentare pentru seria asta, dar nu-i problemă, fiindcă astăzi vedem ce spune geaca ta despre tine. Înainte să... Îți ratați, mă, ăștia, mă, frate. Deci mă jur pe viața mea, ăștia care postează buletine și căcaturi de genul, îți ratați tare, mă. Îți ratați tare. Nu mi se pare funny absolut deloc, din niciun punct de vedere, să dai dox cuiva. Sincer. Îți ratați tare. Să începem, vă rog și eu să vă abonați, că vreau să fac și eu 50.000 până la sfârșitul anului. Bă, nu-mi spui tu mie că e imposibil. Hai, da, toată lumea cu abonare acolo, așa că e gratis. Și vezi, dacă tot ai dat pe small screen să te abonezi, puțin mai la dreapta acolo e și butonul de like. By the way, azi e ziua mea. Și altul fără a fost pus, alte introduceri, n-a fost pus. Follow. Nu a fost pus a meu, n-are cine să-l posteze pe a meu, bro. Calmați-vă. Alexandru Pitepu, bro. Buletinul meu e următorul. Pe Instagram Semineduț, unde postez meme-uri fashion related, follow pe TikTok, alătură-te canalului dacă vrei să mă susții în mod direct și să primești insigne cu Adidas și tăi favoriți și let's go! Să vină lista! Așa, prima geacă de care vorbim azi e geaca Moncler. Dacă porți geacă Moncler, nu te crede nimeni că știi tu pe cineva care lucrează la fabrica Moncler de la Bacău. La mei de like-uri vă trimit poză cu fake-uri, ai așa multe fake-uri încât ai și uitat care țoaleți sunt fake și care sunt legit, dacă ai și legit. Bă, frate, n-am să te mint. Gecile astea Moncler sunt oribile din toate punctele de vedere. Pe bune. Oribile, rău. Rău. Fake și care sunt legit, dacă ai și legit. Singurele chestii mai fake decât geaca ta Moncler sunt prietenii tăi. Probabil ai fost în Turcia și ai încercat ceva combinații cu aur, dar nu ți-a mers. Faci sală, te-ai chinuit să iei permisul de conducere, dar într-un final l-ai luat. Ai în picioare gălezi de-astea sau de-astea și mâncarea ta preferată, șaorma mare fără ceapă. Nu ți-a plăcut niciodată școala, dar ai școala vieții. Cel mai probabil ai deja nepoți cu care te comporți la fel cum se comporta și unchii tu cu tine. Îți plac câinii mari și violenți, îți faci barba aproape zilnic, te pensezi pe datorie, scrollezi toată ziua pe OLX și îți place barbutul. Cel mai probabil pe sub geaca aia Moncler ai haine vagabond, ai probleme cu scrisul de mână, ești obsedat de cola și dai cu hate pentru frate, Pepsi, nu știi să stai singur unghiile și singurul parfum bro. Cu care te dai... Sincer, evident. Vorbești engleză de baltă, nu prea bei alcool, ești mare gratarangiu, fumezi țigări mentolate, porți blugi rupți în genunchi și iarna, îți plac cartofii prăjiți în untură și ai gaură în șosete. Ai personalități multiple, îți plac manelele și scorpionii, câteodată gândești prea mult și cel mai probabil te gândești să te bagi ca lumea pe cripto. Bun, următoarea geacă de pe listă e geaca Trapstar. Dacă porți geacă Trapstar, mai bine n-ascult ce urmează să zic. Ai probleme geacă cu concentrarea, te crezi șmecher, dar nu e. Ia, geacă Trapstar. Mă, cine, mă, de unde a apărut, mă, brandul ăsta Trapstar, mă, frate, mă? Și cine l-a popularizat? Să mor eu că a apărut așa dintr-o dată. Bine, eu știam de mult de el, dar era infecție urinară. Din totdeauna, gen. Na, pe bune. Nu mai cumpărați mizerii de-astea, mă. Emi cu 20 de telecomenzi, te pup, bro. Te pup, mersi frumos. Bruze, trebuie să zici că-s de la Tesla. Bă, pe bune, că un pic se aseamănă logo-ul. Pe bune.
Sunt oribile, ești, frate. Ești doar trap și nici măcar trap de trap la bun, ascult doar trap de la jale. Și pentru tine nu există altceva mai important pe lumea asta în afară de trap. Bineînțeles, la fel ca și la Moncler, ești Panda by Warrior, ai vrea să devii fotbalist sau auzi, trap. Auzi acolo, ce e asta, mă? Trap, bineînțeles. Eu acum văd, bă, este geacă trapstar pe care scrie It's a Secret. Ce It's a Secret, mă, frate, mă? It's a Secret că încă n-ai ieșit din dulap sau ce? Am fost cu Robi să-și cumpere geacă, erau niște mizerii cu nume ciudate de brand la 10 bețe, am ratat eu ceva de când și-au făcut gecile astea 10 milioane fără pic de design pe ele. Îs infecte tare, mă, Pink, mă, îs infecte tare. Îs infecte tare. Îți dai seama că numai faptul că scrie Trapstar pe ele le oferă copiilor un boost imens de ego. Pe burta goală, bine și înțeles, dar pe toate scrie. Să mor tu că pe toate scrie. Să mor tu că pe toate scrie. Na. Crazy. Asta casă, dar hood rich și hood rich-ul ăla, frate, nu te supăra. Adică supără-te pe mine, supără-te pe mine, că mă doare în pulă, frate, dar cum să porți, mă, frate, hood rich și trapstar, dă-o dracului de treabă, ce filme îți dai, mă, omule, mă, că n-arată bine cu aia, măcar dacă arătau bine sau dacă erau ceva nebunie sau dacă îți aduceau ceva, status, whatever, zici că e designer brand, dar nu-i designer brand. Calmați-vă, ești făcute, ești nebun în aceeași fabrică, în China, toate. De pe AliExpress i-a luat. Blancu. Tudor, te pup, bro, mersi frumos. Bogner on top. Bogner, ce dracu e Bogner? Să mor eu. Eu prost, că n-am... Nu știu. Bogner. Jacket. Presupun că jachetă. Bogner. Să mor eu. Bogner, uite, lui Savia Roma. Ia să vedem ce zice lui Savia Roma. De Bogner. Că n-am auzit de Bogner până acum. Bogner Boys. A, nici măcar nu este men, numai boys. Bogner e de femei, brodere. Sau Bogner Men. Fii atent că scriu așa. Bogner Men. Bogner. Bogner Men. O, e că este pe About You. Hai să vedem About You. Auzi 20. A, astea auzi. Gecile. Mă, nu stilul meu neapărat, sincer. N-am să te mint. N-am să te mint. Asta ce? E ceva stil de la Silent Money. Orha Andrei Becamea member. Da, e ok. Crede-mă, e ok, bro. Bogner e ok. Atâta timp când nu-i Trapstar și Hood Rich... Și alte jeguri de astea infecte, e ok. Vezi, la fel ca și la Moncler, ești Panda by Warrior, ai vrea să devii fotbalist sau trapper, treci mereu pe roșu la semafor, cel mai probabil ești creț și te comporți cu fetele ca ultimul termin. Geaca trapstar mi-am dus la școala cu ea și mi-am luat bulii în ultimul hal. Am venit acasă în plan sinicica, am mai purtat geaca aia de atunci. Bravo, bro. Vezi, a fost bine meritat buliul pe care l-ai primit. Bring bullying back. Asta? Restul lor. Las-o să rămână numai idee. Nu acționa pe ideea asta. Ai sau ai avut acne, te speli rar dar te dai cu mult parfum, n-ai un leu în buzunar dar te dai bogat, minți pe toată lumea că ai plecat de jos și că ai crescut pe străzi și ai o alergie ciudată. Ai mâncat multă bătaie la viața ta, te uiți la interlop live pe TikTok, fumezi țigări electronice pe ascuns și nu tragi niciodată apa după ce mergi la un WC cub. Animalul. Te joci prea mult pe calculator, probabil Fortnite sau Among Us, îți înjuri prietenii mult prea des, îți place mămăliga, n-ai umor, faci body shaming, ți se văd mereu chiloții fiindcă
porți blugi sub cur și nu prea te uiți la filme sau seriale. Nu prea ai capacitatea necesară să ții pasul cu subtitrările. Cauți atenție, te bagi în seamă cu oricine, îți place video, Prime, din ce, nu din știi video să ăsta? Conduci, îți rozi unghiile, porți la gât un lanț de ăsta de bicicletă și visul tău e să devii Central Cee. Bun, următoarea geacă de pe listă e geaca Zara. Dacă porți geacă de la Zara, ești un om care caută calea ușoară în viață, îți plac filmele de groază, mașinile scumpe și cocktailurile. Te îmbraci de la Zara doar pentru că copiază brandurile scumpe, nu porți pijamale, nu mănânci fructe, nu bei lapte, nu știi să gătești și îți place fotbalul. Îți plac hidrobicicletele, te-ai gândit măcar o dată să-ți I mean, știi care e chestia? Știi care e chestia cu Zara și cu astea? Nu poți să zici nimica despre chestiile astea din cauza faptului că până la urmă îs fast fashion, frate. A, Tudore! Tu ești băiatul cu brelocul din Bass House. Bă, omule, ești nebun, frate, mă, cum să le scoți, mă, la alea, mă, un băț să le dai? Ai nebunit. Cum să le scoți, bă, un băț să le dai la alea, mă, frate, mă? Zi sincer, zi sincer acum. L-ai scos numai de aia, că te filmau, așa e? Sau ai fost tu binevoitor? Că dă-o dracului de treabă și să fii milionar, frate. Nu faci de-astea. Chizi o afacere gen vulcanizare sau service auto, nu bei ceai, porți doar blugi. Se donează banii oricum, dar s-o zis înainte că se donează banii, că în videoclip nu a apărut gen că se donează, că s-o zis că se donează banii. Tu știai că se donează banii dinainte? Îți dau 100 de lei, gen, da, 100 de lei, 100 de lei, da, știi care e chestia? Că pentru tine e doar 100 de lei, pentru alții nu-s numai 100 de lei. Și urât să fac așa ceva, pentru că fetele alea nu știau ce situație ai tu. Pantalon de training, te cântărești des și mâncarea ta preferată când vorbești despre alții. Încă mai râzi la bancuri cu bulă, mergi la sală, îți place apa minerală, mai după de mult ce ai scos, avut sau ai vrut să-ți iei șosetele bine astea rău, Balenciaga, ai ceva probleme cu digestia, nu citești cărți deloc decât alea de poker și te panichezi repede când apare vreo problemă în viața ta. Uite de la ultimul story de la Shelly. Ia să vedem. Ia să vedem. Ce-a postat? Te pup something. Julian Becamea member. Stai așa o secundă. Dan, Isa member. Ia Shelly. Shelly. Ce-o pus? Ce să mă uim la Shelly la, pe story? Că n-a pus nimica. Ești nebun? Episodul următor. A, că apare mâine episodul următor? Da, mă. Ne uităm mâine. Ne uităm mâine, chat. Nu vă faceți griji. Cu 100 de lei mănânc o zi? Așa stai drept, frate, ești nebun. Petreci mult timp pe TikTok unde donezi la toți terminații care beau ouă pe live-uri, îți place înghețata și iarna, nu ții cont de părerile sau sfaturile altora, îți place biliardul și nu-ți faci niciodată trebuie curat să învăț în cameră. Mănânc, îți să, plac emisiunile... Trebuie să învăț să gătesc, chat, să învăț, tata, trebuie să învăț să gătesc și să am răbdare să gătesc, că atâția bani fut pe take-out, mă comand în fiecare zi de două ori ca prost. Se duce cash-ul să mă bată, tata. De tip talent show, împarți cu alții din puținul tău, deci ești destul de bun la suflet, te tunzi cu dungă, faci dezmătreață, câteodată fiecare lună cumpăram parc, nu dai nimănui locul tău din autobuz și ai tot timpul o piesă nouă Balenciaga. Bun, dacă următoarea geacă de pe listă e geaca asta Nike până la genunchi. Băi, înainte să vă zic ce spun gecile astea, mă, despre frate, cei care le... Gecile astea sunt cele mai rele, mă, frate, mă, parcaurile astea. Parcaurile astea, arată că ești parcat și tu un pic așa, știi ce zic? Bă, și spui așa mânuțele aici pe țâțe, spui mânuțele pe țâțe să nu-ți fie frig iarna, așa la lejer. Le poartă, vreau să fac și eu o mică paranteză. Bă, ce-i bă? Bă, Tudor, dar acum, scuze că tu dau pauză la video, bă, Tudor, dar acum, sincer, e bulangioi că tare, Cezara, dacă nu te scoate măcar la o cafea. Măcar la o cafea.
păcătoasă asta, frățiorule. Băi, puține necazuri mai mari pe lumea asta. Bă, dar pe bune acum, deci eu nu te cred. Nu există, n-are cum să fie cineva care să poarte așa ceva și să aibă gagică. Și dacă există, să știi că nu o să vă țină mult. Încheiem paranteza. Dacă porți prigănică de asta până la genunchi, îți cade părul, consider că mersul cu mijloacele de transport cred că erai cam nedumerit pentru în săraci, video. Ești mereu pus pe combinații, vorbești doar în euro, dar la cum arată buzunarul tău ar trebui să vorbești în cenți, furi bomboane din supermarketuri, te lauzi cu orice, ai astea fost arestat sau ai avut probleme cu poliția. Astea sunt gești de profesor de sport sau antrenor de fotbal sau jucător de fotbal în general. N-am văzut la altă categorie socială gecile astea. Cel puțin o dată în viața asta, mergi puțin crăcănat, probabil vinzi ceva ilegal și mâncarea ta preferată. Nu cred că oamenii care ar purta așa ceva ar putea avea gusturi când vine vorba de orice, mai ales de mâncare. Te oftiști mereu la jocuri, ești libidinos, faci greșeli gramaticale, crezi în magie și extraterestri și te uiți la televizor. Meu. Which respect. Is rare în 2023. Ah, și îți place alcoolul, dar nu ești bețiv. Ai un râs contagios, asculți manele, nu ești înalt, porți în permanență ochelari de soare și ți-e frică de păianjeni. Următoarea geacă de pe listă e geaca North Face. Dacă porți geacă North Face, sunt 100% sigur că ți-ai luat-o doar pentru flex, ai părinți cu bani, nu știi să apreciezi lucrurile mărunte, joci la păcănele, faci ce a făcut geacă popa și nu ce a zis popa. Și mâncarea ta preferată, fast food-ul. Orice înseamnă fast food. Abia aștept să vină bunica ta pe la tine să-ți dea și ție 2 milioane, să-ți iei motor. Nu mergi niciodată pregătit la școală sau la muncă. Vrei să fii mereu un pas cu orice trend, chiar dacă nu știi nimic despre trendul respectiv. Dacă ești din București, ești unul din copiii aia care a găsit intrarea secretă pe acoperiș la Unirii Xavi, și mergi acolo ca să faci TikTok-uri. Alo, poliția română, vă rog eu frumos, faceți ceva. Nu vreau eu să fiu ăla care o zice, dar o să se miște și poliția doar după ce o să cadă vreun copil de acolo. Îți dai aere de superioritate, ai un tic verbal enervant, ai așteptări mult Rod prea mari de la moșteciuni, înjuri des de morți bărbat. Și mergi des prin mall-uri. Răgușești des, înnoți destul de bine, mergi des cu lime-ul, faci sau vrei să faci ceva cursuri și îți iei bătaie des. Te dai că știi fashion, dar în realitate ești paletă, nu-ți crește barba, n-ai niciun pic de haz, mergi la baie des, mănânci picant și ești genul de om care se dă la gagica prietenilor. Ești genul de om care dă sin când primește mimuri de la prieteni. Oamenii ăștia ar trebui torturați cu scobitori. Suferi de tine, ți-e frică de cai și te-ai gândit măcar o dată la asteroizi. Bun, ultima geacă de pe listă e geaca de piele. Dacă porți geaca... Cevi? Cevi, mă, dă-aia din... alea din UK? Băi, ești prost, ai auzit ce accent a avut botul? Cristian, donate de un euro. Ai auzit? Am auzit eu prost, mă, frate? A avut accent, mă jur. Xavi e manager la Barcelona, am înțeles. Mă ierți pe mine, nu mă știu cu ping-pong-ul. Că de piele mai mult ca sigur ți-e fric, dar n-o să recunoști niciodată, fiindcă tu ești bărbat. Ai o pasiune pentru gătit, în mod special desert, îți plac motocicletele, nu folosești deodorant, nu ești prea credincios, și anotimpul tău preferat e toamna, dar și vara e mișto că mergi cu băieții în vamă. Îți place să negociezi, ești bun la matematică, fumezi țigări de alea nenorocite de tractoriști, nu dăm nume, dar știți voi, de alea de azi ești, mâine nu mai ești. Porți doar blugi skinny și mâncarea ta preferată, orice are multă carne. Vorbești destul de bine engleză, îți place rock-ul, nu crezi în destin, nu porți haine de brand, îți plac filmele SF și în... Gecile de piele, gecile de piele legit îs top 5, ce top 5? Cred că e cel mai greu tip de geacă care să arate bine pe cineva. 99% dintre oamenii care poartă geci de piele arată oribil, oribil cu ele, oribil. Dar de-aia pentru că gecile de piele în sine sunt făcute oribil. Trebuie să știi un pic de îmbrăcatului ca să poți să porți geacă de piele ca lumea și să arate bine.
Mare parte te îmbraci doar în negru. Ești gamer, mare poți fac un video de 10 minute să-l fac de 25. Din afara țării, da, mergi duminica la târg, îi respecti pe cei în vârstă și probabil lucrezi pe la vreun birou și consider că nu te identifici deloc cu locul tău de muncă. Îți plac aventurile în pădure, ești atras de paranormal, îți place istoria și preferi săpunul solid. Culoarea ta preferată e movul închis, te pricepi la Photoshop, îți plac murăturile, dai cu hate la tot ce nu înțelegi, te bagi să ajuți fără să aștepți ceva în schimb dacă vreun apropiat de-al tău are nevoie de tine. Ai purtat cel puțin o dată în viață bandană, ești fan paraziții și cel mai probabil stai în chirie pe la vreo periferie. Bun, cam asta spune geaca ta despre tine. Lasă-mi în comentarii dacă te încadrezi la ceva din ce am zis eu aici sau dacă știi pe cineva care se încadrează. Bă, avea un fost coleg de-al meu o vorbă înțeleaptă pe care n-o să uit niciodată. Yeah. Dacă te-ai supărat, mai mușcă o dată. Ca de obicei, pe mine mă găsiți... Bună vorbă, bă, Siminet. Bună vorbă. Să zici la băiatul tău să o țină pentru el data viitoare.